Sore! Bună! Bine te-am găsit! Bine ai venit! Ești gata pentru întrebările de nerăspuns? Da! Care a fost primul gând cu care te-ai trezit de dimineață? A, că aș mai fi rus să mai dorm. Cât durează ritualul tău de frumusețe? Sunt destul de rapidă, depinde de zile, dar 15 minute. Unde îți bei de obicei cafeaua? Uite, chiar aici la bar. Ești genul care sare peste masa de dimineață sau preferi un mic dejun generos? Sar peste masa de dimineață pentru că țin intermittent fasting de 6 ani. Wow! Dacă ai putea avea o superputere, care ar fi aceea? Să mă teleportez, că nu-mi place traficul. Ce ai exersat ultima dată cu fiica ta Erin pentru temele de la școală? Am făcut un proiect care se numește My Special Family. Ce trăsătură de caracter a moștenit Erin de la tine cel mai pregnant? E veselă și optimistă. Și ce trăsătură de caracter nu ți-ai dori să moștenească? Nu știu dacă e neapărat de caracter, dar aș vrea să nu se bâlbuie. Eu mă bâlbui destul de des. Dacă ai mai putea fi copil pentru o zi, ți-ar plăcea să... Să fiu răsfățată. Care este prima ta amintire muzicală? Aveam 4 ani și era ziua mea și mă filmau părinții cântând. Ce piesă ai ascultat pe repeat săptămâna trecută? Săptămâna trecută am ascultat Outkast, Hey Ya, momentul din gala trecută. Apropo, cum ți se pare pregătirea pentru transformările de la Te Cunosc de Undeva? Ce ți se pare cel mai greu? Totul mi se pare foarte greu, dar e foarte amuzant, mă distrez foarte bine. Cu ce te-ați surprins Emma de-a lungul acestor săptămâni de repetiții? Emma m-a surprins, punct, dar este foarte muncitoare, este critică cu ea, e un partener de săvârșit. Cum ți se pare că arată Emma ca bărbat? Arată foarte bine ca bărbat, mult mai bine decât mine. Care dintre transformările tale i-a plăcut cel mai mult fiicei tale, Erin? Fără îndoială, Andre. Când ai amenajat această casă, ai fost nevoită să spargi vreun perete ca Steven Tyler? Nu, ce bine! Cât a durat amenajarea casei? Foarte puțin, 2 săptămâni. Am făcut imposibilul posibil. Care este obiectul tău preferat din casă? Preferate toate că sunt noi, dar cel mai recent este această măsuță de cafea. Este foarte frumoasă și are și un taburet special și se mișcă. Cum ai descrie acum locuința ta în 3 cuvinte? Cozy, sanctuarul meu și acasă, în adevăratul sens al cuvântului. Și ce ți-ai mai dori să adaugi acum la ea? Nimic. E perfect așa cum e. În câte case ai locuit înainte? Ține-te bine, în 10. Wow, incredibil. Dar dacă mâine te-ai trezi în alt loc decât acasă, unde ți-ar plăcea să te trezești? La Londra. Cum ai descrie într-o frază cea mai tare zi de vacanță pe care ai avut-o vara asta? Surprinzătoare. Ești genul care și-a toată casa după ea într-o călătorie sau din contră? Nu, sunt super organizată, îmi fac bagajul pe ținute, pe zile. Care este cel mai emoționant lucru pe care l-au făcut prietenii pentru tine? Că mi-au rămas prieteni an la rând, ani, ani, ani. Care este defectul tău de scorpion care îți place la nebunie? Că sunt încăpățânată. Cum te relaxezi după o zi lungă de repetiții la Te Cunosc de Undeva? Uite, iau un pahar de vin sau cu vin, cum vrei să-i spunem. O să merg pe lângă covor, că de obicei nu merg încălțat în casă. Și ies aici, pe terasă, doar că bate vântul foarte tare, te-aș chema, te-aș invita afară, dar nu cred că ne mai auzim. Ce personaj nu ți-ai dori să-ți pice în veci la ruleta Te Cunosc? Adele, că e foarte dificil de dus. Și de cine te temi cel mai tare la Te Cunosc de Undeva? Concure? Nu mă tem, cred că e mai degrabă surpriza totală, și anume cuplu format de Emilian și Urs. Cât timp petreci pe telefon? Prea mult. Și cât ai petrecut cel mai mult pentru a realiza un clip pentru contul tău de Instagram? Cam o oră. Care este ticul tău verbal? Sora mea. De când cu Emma mai ales. Dar expresia pe care o auzi des și te scoate din sărite. Acum chiar mă scoate din sărite, caut peste tot gen. Îți pare rău că nu mai ai timp să... Nu am timp. Cât de des mergi la sală? Mergeam în fiecare zi. Uite, de asta îmi pare rău, că nu mai am timp să merg la sală în fiecare zi și merg doar o dată sau de 2 ori pe săptămână. Care este felul de mâncare în fața căruia nu poți rezista? Pastele și cartofii prăjiți. Dar cât timp petreci în bucătărie? Nu suficient de mult. Tu ai o pungă cu multe pungi în această casă? În această casă n-am. Am aruncat sertarul, că era un sertar de fungi. Dar nu e timpul pierdut? Nu sau e. Ce factură te enervează cel mai mult când trebuie să o plătești și de ce? Factura care ne enervează pe toți la energie electrică. Care e ultimul mesaj primit pe WhatsApp? Ce vrei să scrie pe factură? Deci uite. Care e emoticonul preferat? Ăsta. Cu ce replică te-a amuzat copios fiica ta cel mai recent? A descoperit cuvântul planificat și acum vrea să planificăm orice.
Ce ai spune dacă Erin ar alege tot muzica în viitoarea ei carieră? M-aș bucura foarte tare, dar indiferent ce va alege, mă voi bucura foarte tare. Care dintre piesele tale îi place cel mai mult fiicei tale? Se numește Ce faci, fată? Nu este o piesă foarte cunoscută, dar este piesa pe care am scris-o special pentru ea. Este o scrisoare pentru ea. Cu cine ți-ar plăcea să faci un duet pentru un viitor hit? Connector, The Motans, Delia. Ce ticuri sau zgomote produse de oameni te deranjează? Plescăitul, oribil. Care e cel mai ciudat obiect vestimentar pe care l-ai purtat vreodată? Un sutien din pietre. Dar piesa de îmbrăcăminte pentru care ai făcut o obsesie în ultima vreme? E chiar sacoul de pe mine, un sacou atipic. Când ți-n duș? Da, bineînțeles, concert dau. Care e ultimul lucru pe care l-ai făcut din obligație? Că mă trezesc, de fapt, zilnic la 6:45. Ești superstițioasă? Sunt. Ce ai căutat ultima dată pe Google? Ce-am căutat? Cred că am căutat să văd dacă s-a mai scris ceva despre mine. Lucrul din casă pe care l-ai ales cel mai greu la amenajare a fost? Cel mai greu, cred că a fost decizia, de fapt, dacă să pun jaluzele sau perdele clasice. Nu știu dacă pe cameră se vede, dar chiar arată foarte bine. Iar cel mai vechi obiect cu încărcătură sentimentală, ai așa ceva? Da, uite, chiar aici pe masă sunt cele două sfeșnice luate de bunicul meu, în 1956 din piață. Dacă în seara asta ai avea invitați la cine artiștii tăi preferați din întreaga lume, cine ar sta pe scaunele astea? Păi, aș începe așa cu Michael Jackson, Prince, Pink, Dua Lipa și Beyoncé. Și eu la bucătărie să le fac niște paste. Care este filmul care te-a impresionat în ultima vreme? Chiar aseară am văzut Blonde, filmul despre Marilyn Monroe. Și filmul la care te-ai uitat și a 10-a oară? Pau, pa, cap, e un film francezesc foarte frumos. Spune-mi un cuvânt care nu-ți place cum sună. Prăjitură. Un lucru atât de bun să sune atât de urât. Care e cel mai ciudat vis pe care l-ai avut? Am visat și visez în repetate rânduri același coșmar, cum că urc pe o scară exterioară a unui bloc, până sus de tot în vârful blocului pe acoperiș. Nu asta ar fi problema, cât că trebuie să și cobor tot așa și atunci mă iau un atac de panică. Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai exista filtre pe Instagram? Ne-am vedea așa cum suntem. Ai avut vreo poreclă? Da, mi s-a spus bujie. Ce ai face dacă ai fi invizibilă pentru o zi? Cred că multe, dar așa primul lucru care vine în minte, să mă duc la școală la Erin, să văd care mai e treaba cu școala în zilele noastre. Ce scuză folosești cel mai des când nu vrei să mergi undeva? Că sunt obosită. Când ai spus ultima oară o minciună? Acum? Și acum, fără minciună, ce ai prefera să faci în loc de acest interviu? Îmi place interviuri, dar chiar trebuie să ajung la studio. Dacă nu vă supărați, eu vă mai aștept. Mai veniți, da? Mai veniți, bine, te lăsăm. Pa, pa! Da.